S-a învârtit grăsuțul pe acolo încă vreo 5 minute cu noi și ne lasă la o poartă unde scria pe poartă garaje. It's a bar or something, no? Îl întreb pe grăsuț, grăsuțul îmi spune că este garaje și că e un băiat acolo în curte și gen ne-a pasat aluia. It's a race. One night till tomorrow, just 6, for two of 6:30 us. We go. It's okay. You have something? Yeah, I have. Intrăm în cameră, era o cameră decentuță așa, cu un pat suprapus. Dormi tu jos, eu sus zic. Da, nu, asta e problema. Dacă... You have a mattress? Nu mai pot să dorm pe scândură, indiferent dacă mai își pune sacul de dormit, să... ce să-mi pun? Nu pot. Maybe we can put one. Just one. Și dormi pe lemn direct iarăși, no, o să murim. Ne-a zis omul, are și duș, adică curge apă. Nu e apă caldă, dar totuși e duș, nu spui cană în cap, știi? And here is a bar, no? Yeah, there is a bar and this is my house over there. Oh. Mă, am dormit în multe locuri în Filipine, dar treaba asta, să dormim într-un bar... Asta e bună, bă, am dormit cam peste tot, bravo. Adică n-aveam cum să ratăm un bar. Dacă pun o saltea, nu mai plec de aici până dimineață. Noi, bă, noi cu ăștia, cu bagabonți, cu oameni simpli, nu suntem cu bogătașii, mă, nu le avem deloc. Am adus ploaia cu noi. Ar fi mișto mâine să-i dăm un mesaj lui Gina, știi? Bă, Gina, fie întâi tăneau un bătat, asta cu niște băieți și un băiat a zis că ne plătește biletele în Taiwan, așa că vă așteptăm. Get up, stand up. Scoate și tu, 20 de pese să luăm Uber. Get up, stand up. Don't give up the fight. Era muzica care trebuie, erau lumini de alea calde, frumos. Și știi ce? If you want, noi timizi. Imediat, da, nu, nici n-am mai stat. Mă rog, eu am încercat să fiu puțin timid, așa eu și am zis, da. Eu i-am zis prima, da, it's perfect. Red Horse, San Miguel. Și cu pretenții, eu vreau, da, iar răspam prea din aia la alta, adică, da, cam tupeiști într-un fel sau altul. Da, hai să după cine dă... simțit. Nu. Da, mă, și luăm 500 și... de pesos, da. 500 cât avem? 420. Bă, ăștia-s banii, nu știu, pe săptămână. Ia-i, ți-i dăm ție, nu știu dacă sunt suficienți, dacă îți ajung. Nu, cred că sunt puțini, oricum. No, I'm gonna return it to you. No. And you give us eat and drink how much you want. Am încercat să nu ne simțim prost. Datori, mă. Datori, bravo. Ne-a dat camera, bravo, bă. Okay, I'm going to take the beer. Yeah, the beer is getting hot. Vrei să spun, nu cred că am plătit mâncarea și băutura. Am plătit, de fapt, plăcerea de a sta la acea terasă, când, de fapt, asta a fost cel mai important. Yeah, of course I want. I want to learn something. Lua asta începe și sar artificii în cap. Aș putea să văd și eu. Bă, și se aleagă așa o discuție și o prietenie și o poveste. But tell me what you have here. So I have turmeric. Okay. I have ginger. Okay. I have onions and garlic. And garlic, okay. Într-un fel mi-era dor așa să mai pun mâna pe ceva, că l-am ajutat, că s-a mai dus să mai ia ceva, mai luat să nu se ardă, am mai învârtit, am mai cutare. Okay. Fish sauce. Aha. Acum am văzut și ce a gătit și cum a gătit, am făcut și un pește pe acolo. It's a perfect fit. Aha. The expert at work, right? Da, simt lipsa, știi că na, fac asta de, pot să spun, de mic copil. Adrian, this one is delicious, my friend. Enjoy. Really, the fish is beautiful. Bă, dar și muzică mișto, și mâncare bună. Simple food. And very delicious, really. Thank you. Adrian, you do a great job here. I hope this business to grow. Yeah, rocket, yeah? Yeah. Adrian fiind genul de om care te făcea să te simți în largul tău. Băi, exact ca o gazdă bună într-un băruleț, că așa, pe marginea mării, știi? Thank you. Yeah. It's like you're independent. So we go to this dormitory? The pink room, yes, the pink room! Oh, so I have here my roommate. Hello, hi guys! În cameră dorm 8, cam mulți. Deci o să avem niște colegi de cameră în seara asta. Yeah, this one is the toilet. And this is the shower. Yeah, this one is the shower. But this you don't have a shower, really. Yeah, you have the pot. Yes. Yeah.
ăștia, mă, frate. Să-i beciu. Deci cum așa la fostul lumii? Bravo! So we will stay here. Yes, and you'll sleep here. You're gonna rest all here. Of us? Yeah. Okay. Baia nu arăta, no, baie. Dușul nu exista. Și eram, bă, da, sunt fete aici, adică cum? Explicați-mi. You don't care about the toilets. I saw this in all yes, Filipinos uh-huh, yes. Doesn't care about the toilets. After you finish the house, the toilet. I don't money. Okay, put it here. Okay. Camerele astea studențești arătau puțin mai bine decât la pușcărie, la pușcăria noastră. La ei nici nu vreau să mă gândesc cum arată pușcăriile lor. Yeah. Ah, yeah. Salteaua este ceva. Ah, divin. Da, măcar eram toți într-un loc și cumva treaba asta m-a spălat din mizeria camerei. Vai, nu pot să cred, avem 400 cu toate locurile aici și cu baia lângă și... Până la urmă am luat imunitate într-un fel sau altul. Aer condiționat, cu ventilator, cu totul, e perfect. Thank you. Caută un film cu alergări sau căutat de comori. Atât. Te rog. Vrei să rămâi în filmul ăsta? Păi, de ce nu? Ai, bă, că... Dă-te la o parte, că eu dacă am picat cu asta... Auzi? Și singura problemă e să nu cazi peste mine. Hai să bă, hai, mă! Auzi? Ia, ce martalung ești. Omul și-a scos de pe canapele, de pe ceva, niște saltele. Sorin avea o saltea îndoită, oarecum eu pusese pe perete mare, așa. Știi, venea și ceea și pe perete, cumva. Patul meu de sus era, patul era cam atât și aveam o saltea cam atât făcută din cuburi, dar eu n-am probleme cu spatele, deci era perfect. Oh, în seara asta trebuie să dorm bine de tot. Numai cu țâna patul, că e... Vezi să nu te miști foarte tare, că dacă ai căzut cu ăsta pe mine, am rupt-o în fericire. A fost foarte ok. Am mâncat bine, am băut și o bere și ne-am dus și ne-am culcat, ne-am băgat în pătuț și ascultam așa pe surdină ceva râsete de adolescenți, undeva cam cum auzi în vama veche când te duci la culcare și oamenii încă mai petrec până dimineața. Da, dar mai de departe așa. Mai de departe, da. Sper că ăștia nu-s fărăi. Dane, s-s fărăi? Da. Am... nici nu-i tare asta. Unii dintre noi. Trăiește mare aventura Asia Express pe antena play.ro. Ai episoade integrale fără pauze publicitare.